Polițiștii din Olt au folosit focuri de armă pentru a prinde un șofer care a refuzat să oprească la semnal. El era băut și avea permisul suspendat. Acum este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea aceleiași mașini sub influența alcoolului sau altor substanțe. Polițiștii din județul Olt au făcut uz de armamentul din dotare și au tras două focuri de armă pentru prinderea unui șofer care a refuzat sâmbătă seara să oprească la semnalul acestora. Oamenii legii au stabilit că bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice și avea și permisul suspendat. Polițiștii au pornit de îndată în urmărirea autoturismului, conducătorul auto fiind somat verbal prin difuzorul autospecialei. Au fost executate două focuri de armă cu armamentul din dotare, primul în plan vertical și cel de-al doilea în anvelopa din partea stângă spate. În urma focurilor de armă nu au rezultat victime, se arată în comunicatul IPJ Olt. Polițiștii menționează că în cele din urmă au imobilizat și identificat conducătorul auto. În urma verificărilor efectuate, a reieșit faptul că bărbatul în vârstă de 20 de ani din comuna Pârșcoveni a condus autoturismul respectiv având dreptul de a conduce suspendat. Totodată, în urma testării cu aparatul alcool test, a rezultat o concentrație de 0,89 mg la litru de alcool pur în aerul expirat. El este acum cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe.